Este inuman ce se întâmplă în penitenciar, acuză Traian Băsescu, fostul șef al statului, oferă exemplul fratelui său, despre care spune că nu primește pastilele pentru inimă în închisoare. Ori se dau alte medicamente, ori nu i se aduc deloc, a povestit liderul PMP în emisiunea Dosar de Politician. Este inuman. Un om cu septicemie n-are șansa să-și vadă apropiații, pentru că au expirat cele 5 săptămâni, cele 5 vizite pe lună. Acum o oră am închis cu fratele meu. Om operat pe inimă. Nu îi se dau medicamentele pe care le-au recomandat medicii. Are pauze în aprovizionarea cu medicamente altele decât ce i-au dat medicii, deși el a făcut raport și a spus să-mi aduce soția medicamentele de care am nevoie. Sunt acuzațiile grave pe care fostul șef de stat Traian Băsescu le aduce. Băsescu spune că fratelui său îi se spune că medicamentele care au fost recomandate de medic sunt prea scumpe. I s-au dat alte medicamente care i s-a spus că sunt echivalente, el habar n-are ce medicamente sunt, dar cert este că a avut câteva zile când nu i-a adus nimeni niciun medicament, în condițiile în care omul este operat pe inimă. Fostul președinte al României a adus și câteva acuzații despre situația din penitenciarele din toată țara. Există reglementări care să dea șansa la viață celor condamnați. Păi domnul președinte, nu ne-a spus... Marea problemă este că nu-i întreabă nimeni dacă nu cumva... Ascultați-mă ce vă spun... Ar trebui făcută o statistică. Dacă nu cumva în penitenciarele românești astăzi sunt uciși mai mulți oameni decât a ucis Vișinescu. Punct de vedere susținut și de omul de afaceri Gigi Becali. Pușcăriile sunt niște enclave care nu fac parte din teritoriul României și unde nu se respectă legea.